În dimineața zilei de 27 august, sute de bălțeni au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Astfel, oamenii au venit să marcheze împlinirea 26 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. La eveniment au participat și reprezentanții autorităților publice locale. Consilierul municipal cu Cudreașova Svetlana crede că țara are viitor, iar pentru asta este nevoie ca moldovenii aflați peste hotare să revină acasă. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această zi? Această zi? Probabil o independență, însă cea mai mare, cred că, realizare pe care noi o conștientizăm și cetățenii Republicii Moldova, mai ales cetățenii municipiului Bălți, ce e că în acest prezent corupt și urât, totuși Moldova are un viitor. Dar pentru ca să aibă acest viitor, noi toți împreună trebuie să-l facem. Deci la mulți ani Moldova îți doresc o prosperare. Și, într-adevăr, întorceți-vă acasă, dar ca să vă întoarceți acasă toți, noi vom face totul pentru aceea ca să fie locuri de muncă. La rândul ei, consilierul municipal Svetlana Oserbaeva a menționat că ziua de 27 august este un motiv de mândrie. День независимости для меня лично означает то, что каждый житель нашей страны, каждый житель нашего города осознает свою принадлежность к нашей прекрасной, великой стране и вправе гордиться прекрасной историей, великими достижениями, великими людьми. Это для меня означает День независимости. Ziua Independenței este sărbătoarea națională a Republicii Moldova, prin care se marchează adoptarea declarației de independență la 27 august 1991. În urma declarării independenței, Republica Moldova a devenit un stat suveran și independent. Această zi a fost aleasă și pentru a coincide cu 27 august 1989, atunci când a avut loc prima mare adunare națională care a lansat dezideratul suveranității și independenței.